Jurnalele RTT. Calitatea aerului și problemele generate de mirosul dezagreabil din Zărnești. Pe această temă, prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsi, a convocat astăzi o reuniune de lucru, la care au participat reprezentanții ai conducerilor Comisariatului Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, Direcției de Sănătate Publică, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Primăriei Zărnești și ai Fabricii de Hârtie DS Smith Paper din oraș Brașovean. Am analizat stadiul de conformare a obligațiilor de mediu al acestei societăți. În urma discuțiilor, conducerea companiei ne-a prezentat planul acesta de conformare. Stația de epurare, noua stație de epurare a fost finalizată, un lucru îmbucurător pentru noi și sperăm ca în momentul în care aceasta va fi și funcțională, să nu mai avem probleme legate de mediu generate de această companie. Scopul acestei întâlniri a fost de a reliefa încă o dată sprijinul pe care îl acordăm acestei companii pentru a-și desfășura activitatea. Acesta este obiectivul principal al nostru, al autorităților, dar toată această activitate trebuie desfășurată cu respectarea cerințelor de mediu și a reglementărilor de mediu care sunt aplicabile. Prefectul Mihai Cătălin Văsi speră ca în urma măsurilor adoptate să nu mai existe problemele din prezent generate de mirosuri în zona fabricii de hârtie și să nu mai fie motive de sesizări din partea cetățenilor care se plâng că într-un oraș de munte aerul este greu de respirat din cauza mirosurilor dezagreabile. Municipalitatea se pregătește pentru a doua ediție a Forumului Orașelor Verzi. La manifestare sunt invitați ministrul mediului din România, primari și alți aleși locali din mai multe orașe europene importante, numeroși specialiști. De la prima ediție, cea de anul trecut, orașul nostru a făcut deja câțiva pași în reducerea poluării. De la colectarea selectivă a deșeurilor avem instalate 28 de noi platforme în acest sens, de la cele două care existau anul trecut, până la triplarea numărului de puncte de măsurare a calității aerului, foarte multe mijloace de transport ecologice introduse în trafic, în circulație pentru transportul public, proiecte depuse pentru finanțare pe eficientizare energetică, pe amenajare de puncte de încărcare pentru mașinile electrice. Foarte multe dintre acestea, inclusiv Parcul Natural Brașovia. Ediția din acest an va avea peste 100 de activități între 5 și 11 septembrie. Primele trei zile ale evenimentului sunt dedicate autorităților publice locale din Brașov și din toată țara. Cea de-a patra zi este dedicată mediului de afaceri cu o conferință despre afaceri verzi, iar ultimele trei zile vor fi pline de evenimente pentru publicul larg. Vor fi, între altele, proiecții de film, drumeții, ateliere de reciclare creative și parade ale bicicletelor. Energia este tema celei de-a doua ediție a Forumului Orașelor Verzi. Acesta este un subiect extrem de important la nivel planetar. După edițiile desfășurate online din cauza pandemiei, Târgul de Carte și Experiențe Culturale Lipfest revine în format fizic, timp de 4 zile între 18 și 21 august. Evenimente extrem de interesante se vor ține lanț, iar cei prezenți vor putea sta de vorbă cu scriitorii, muzicienii și artiștii preferați. Așteptăm toți brașovenii, dar și turiștii, cu lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, concerte, ateliere în perioada 18-21 august în Piața Sfatului, dar și în Piața George Enescu. Lipfest, Târgul de Carte și Experiențe Culturale, ne dorim să fie o sărbătoare pentru toți cei care își petrec 4 zile la Brașov. Este un proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov. Și vă invităm să facem împreună din această ediție a Târgului o sărbătoare a culturii și a bucuriei.
Este o perioadă extrem de efervescentă pentru echipa Asociației Libris Cultural. Pregătirile pentru târg, urmate de zilele de desfășurare ale evenimentului, reprezintă perioada cea mai solicitantă din an, cu multă muncă, emoții, dar și bucurie, creativitate, care le oferă organizatorilor la final satisfacție, noi idei, concepte și energie pentru proiectele viitoare, mai spune directorul evenimentelor LibFest, Augusta Oniță Bogoi. Unul dintre cele mai mari evenimente culturale ale Brașovului din acest an este a 10-a ediție a Brașov Jazz and Blues Festival. După ce primele ediții s-au ținut indoor, pandemia i-a obligat pe organizatori să treacă în aer liber, iar acum nu mai văd alt fel de desfășurare a evenimentelor. Avem experiențe pentru toți cei care doresc să vină, de la mic la mare, avem concerte în piața Sfântul Ioan, avem concerte în piața Brașai și avem tot parcul central cu activități pentru copii, părinți și bunici. Avem o scenă unde vor avea loc ateliere muzicale, concerte, avem o zonă de cinema în aer liber, avem foarte multe instalații muzicale, zonă de food and drink și o noutate în acest an, aici în parc, avem o scenă pe care noi o numim Feel Good, unde în fiecare seară, fiecare zi de fapt, de la 4 la 10 seara, vom avea DJ. 600 de mii de lei sunt necesari pentru organizarea evenimentului, din care o mare parte vin de la Primăria Brașov. Acest eveniment este finanțat de către Primăria Municipiului Brașov cu 250 de mii de lei, cea mai mare sumă alocată festivalurilor cu caracter repetitiv. Ceea ce aduce în plus acest eveniment față de spectacolele pe care brașovenii și turiștii deopotrivă le pot urmări, este că va da viață parcului central timp de câteva zile cu activități pentru copii, pentru elevi, cu instalații muzicale de care aceștia se pot bucura, introducând astfel comunitatea ca fiind parte din eveniment, parte din festival. Și Consiliul Județean sprijină festivalul. Mă bucur extrem de mult faptul că județul Brașov are o agendă culturală extrem de diversificată. Sunt foarte multe evenimente culturale care au ajuns să aibă tradiție. Dacă ne referim la festivalul de jazz and blues, putem spune faptul că încă din anul 2015 Consiliul Județean Brașov s-a implicat în sprijinirea financiară a acestui eveniment. Am creat în decursul timpului ghiduri pentru cultură în care au avut posibilitatea de a aplica. În acest an alocăm suma de 100.000 de lei. La această ediție aniversară sunt invitați câțiva dintre muzicienii care au fost extrem de apreciați la evenimentele anterioare. Berti Barbera și legendarul Jan Ackermann vor avea cu siguranță și de această dată apariții mult apreciate de publicul brașovean. La evenimentele în aer liber din piața Broșoi și Parcul Central, intrarea va fi liberă, iar pentru cele din piața Sfântul Ioan s-au pus deja în vânzare bilete. De sâmbătă intră din nou în circulație autobuzul supraetajat. Traseul liniei 20B, cum se numește acum, este dedicat vizitării centrului istoric, iar mașina urcă și pe drumul spre Poiana Brașov până în zona Belvedere, pentru a vă oferi o nouă experiență de vizitare a orașului de la înălțime. Surpriza este că la prima cursă de sâmbătă de la ora 14, călătorii vor avea parte și de povești ale Brașovului spuse de ghidul turistic Carmen Murășan. Începând de sâmbătă 6 august, brașovenii și turiștii se vor putea bucura de oraș pe linia 20B, un autobuz supraetajat turistic care va face un traseu prin centrul vechi, spre Poiana Brașov până la Belvedere și apoi înapoi în centrul vechi. Biletele vor costa 6 lei, se vor putea folosi biletele de pe linia 20, cele pentru Poiana Brașov, iar cea mai avantajoasă modalitate este de a cumpăra abonamentul de o zi de 12 lei, astfel că se vor putea bucura de transportul public în comun pentru toată ziua. Traseul pe care va circula noua linie 20B este Livada Poștei, Strada Mureșenilor, George Barițiu, Gheorghe Dima, Constantin Brâncoveanu, Strada Prundului, Șirul Ludwig van Beethoven, Strada George Barițiu, Mureșenilor, Eroilor, 15 noiembrie, a Grișelor, Strada Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Lungă, Întoarcere în giratoriul de la Strada Lungă, la intersecția cu Strada Stadionului și Calea Făgărașului, Strada Lungă, Șirul Livezii, Strada
stejărișului, parcare Belvedere, unde oprește și staționează circa 10 minute. După care, strada Stejărișului și rulivezii Livada Poștei. Această lungime a traseului este de 18,4 km. Autobuzul va circula decapotat la o frecvență de 60 de minute și va opri în stațiile Livada Poștei, unde este capul de linie, Piața Unirii, Teatrul Dramatic, Primărie, Astra, Mielul Alb, Biserica Evanghelică Bartolomeu, Belvedere. Programul de circulație este de luni până vineri, între orele 16 și 21, iar sâmbăta și duminica, între orele 14 și 21. S-au înregistrat mai puține cazuri de COVID-19 față de ziua precedentă. La nivel național, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 8.617 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 489 mai puține față de ziua anterioară. În ceea ce privește situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Brașov, instituția prefectului informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, numărul de cazuri confirmate de la începutul pandemiei a ajuns la 117.042, dintre care 431 de cazuri sunt de la raportarea de ieri, 3 august. În ultimele 24 de ore au fost raportate 1054 de teste efectuate, dintre care 269 de teste PCR și 785 de teste rapide antigen. 139 de pacienți sunt internați acum în spitalele din județ, dintre care 10 persoane sunt internate la ATI. 2042 de persoane au decedat în județul nostru de la începutul pandemiei. Nici o persoană bolnavă de COVID nu a murit după raportarea de ieri. Incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 în județul Brașov este de 6,20 la 1000 de locuitori, iar în municipiul Brașov de 8,67 la 1000 de locuitori.